Prima aplicație pe un tahograf digital inteligent, generația 1, VDO Continental. Prima operațiune care trebuie să fie făcută este să pornim vehiculul. Am pornit, mă întreabă dacă doresc să introduc cardul. Da, introduc cardul cu partea metalică în sus, în slotul 1, închid această ușiță, după care preia datele de pe card. Mă întreabă ultima extragere, da, doresc ultima extragere, sunt pe pat, vin din odihna zilnică și va trebui să fac următoarea operațiune. Țara inițial, da, ok, confirmare, da, condus, gata de condus, da. Și așteptăm acum să preia toate datele de pe cardul de șofer. Prima operațiune care trebuie să o facem este legată de controlul și inspecția zilnică a vehiculului. Va trebui să trecem pe alte activități ciocane și vom verifica toate sistemele care concură la siguranța rutieră. E vorba de sistemul de direcție, frânare, semnalizare, iluminare și așa mai departe. După care începem conducerea vehiculului. Din acest potențiometru producem mișcarea vehiculului. Viteza dezvoltată în acest moment este de 82 km la oră. Facem câteva variații de viteză. După care va trebui să oprim în Vama Noghelac, presupunând că am pornit din Arad și am intrat în Vama Noghelac. Pentru asta oprim vehiculul, dar nu și motorul. După ce am oprit vehiculul, vom face operațiunile de inițializare a ungarei pe cardul de șofer și pe tahograful digital. Prima operațiune care trebuie făcută este apăsăm OK, imprimare șofer nu, imprimare vehicul nu, inter șofer da, țara inițial nu, dorim țara final da, este România. Intrarea este memorată. Acum vom intra în țara inițial, care este Ungaria, da, nu este România, este Ungaria, căutăm Ungaria, apăsăm pe această săgeată în jos, am găsit Ungaria, ok, după care intrăm în meniul principal și producem conducerea vehiculului în continuare. Presupunem că mergem în continuare spre Austria, pornim din nou și facem această mișcare din potențiometru. Viteza dezvoltată este de 65 km la oră. După care presupunem că am ajuns la Hegesholm și traversăm frontiera la Nikelsdorf. Aici, la fel, vom opri vehiculul. Motorul funcționează în continuare. Mașina este în afara carosabil sau într-o parcare. Și facem aceleași operațiuni care le-am făcut inițial. Prima operațiune este OK, imprimare șofer nu, a doua operațiune, imprimare vehicul nu, inter șofer da, țară inițial, da, este Austria de această dată și intrarea este memorată. Intrăm din nou în meniul principal.
Și putem continua conducerea vehiculului sau presupunem că am ajuns într-o parcare unde vom face odihna zilnică. Cum vom proceda în această situație? Apăsăm pe acest buton și trecem pe pat, după care, ok, imprimare șofer nu, imprimare vehicul nu, enter șofer da, țara inițial nu, țara final da, și este de data asta Austria. Dacă vom dori, vom putea scoate un bon din tahograf. Procedând în felul următor. Ok, imprimare șofer, da, șofer 24 de ore, în data de 4.06, da, imprimare în ora UTC, imprimanta este pornit. Dacă verificăm acest bon, vedem că sunt înregistrate datele tahografului, de pe tahograf, numele șoferului, calibrarea tahografului, pașii care i-am făcut, privind conducerea, timpii la dispoziție sau și alte activități. După care observăm aici coordonatele în care ne aflăm. Sunt coordonatele pe care le înregistrează tahograful digital inteligent atunci când utilizăm un card de generația 2.